În etapa 7 a diviziei A handbalistice, jucătoarele noastre au întâlnit puternică echipă HC Danubius Galați, aflată în fruntea clasamentului. A fost un meci de mare ambiție și angajament, în care fetele de la Dunărea Giurgiu au trebuit să țină față unei echipe redutabile, ce are ca țintă întoarcerea după acest campionat în prima divizie handbalistică a țării. Gălățencele au condus tot meciul și s-au dovedit superioare la toate capitolele, practicând un joc sigur în mare viteză. Echipa noastră a avut o ripostă bună și a marcat mai ales pe contraatac, dar nu au putut face față adversarelor, care au beneficiat de o experiență competițională mult superioară, dublată de disciplină tehnico-tactică exemplară și o așezare în teren solidă. Meciul s-a terminat cu un avantaj clar al echipei adverse, care a învins cu 30-20. A fost un joc frumos și vreau să felicit și echipa de gazdă pentru că joacă frumos, sunt jucătoare tinere, am înțeles, și practică un handbal agresiv, în viteză, chiar foarte frumos. Și am ținut de la început, de când am văzut că veniți pentru interviu, să vă felicit pentru atmosfera din sală. Este extraordinară, nu multe săli din țară găsește așa ceva. Bravo lor! După meci, antrenorul giurgiuvencilor Virgil Georgescu s-a arătat nemulțumit mai ales la capitolul disciplină și a promis că din retur echipa noastră va fi alta, una bazată pe apărare și mult mai disciplinată. Din retur veți vedea altă echipă, se va juca altfel, se va juca în forță, se va juca pe cine e mai tare în apărare, pentru că handbalul este în primul rând apărare, iar la noi apărarea este decât așa să ne jucăm. Toată lumea la 18-19 ani dorește să dea cât mai multe goluri și apărare cât mai puțin. Se va schimba această optică a jucătoarelor. Cine nu va intra în ritmul pe care îl impun eu, va fi eliminat. Virgil Georgescu are în vedere o pregătire susținută înaintea turului, care să dureze minim 3 săptămâni, dublată de un eventual cantonament. Trebuie să avem minim 3 săptămâni în care să stăm decât în sală și să lucrăm individual și cu echipa, iar cele care nu fac exact ce am spus eu, chiar dacă spun eu greșit sau li se pare lor că este greșit, se vor elimina. Prefer să jucăm decât 7 sau 8 jucătoare și să fie decât atâta pe margine, dar care să alinieze și să joace exact cum ați văzut celelalte echipe. Fetele de la CSM Dunărea Giurgiu vor juca în etapa 8-a în deplasare în compania formației Știința București. Meciul fiind planificat la sala Lucian Grigorescu, cu 3 meciuri înaintea finalului de tur, giurgiuvencele rămân pe locul 9 în clasament cu 4 puncte.